Laboratorul de informatică din școală nu a mai fost dotat cu softuri noi de mai bine de un deceniu. Asta deși de-a lungul anilor, instituția de învățământ a dat mai mulți olimpici la informatică. Noi le așteptăm de mult timp. Am sperat să vină centralizat la nivel de țară, n-au venit și demersurile le-am făcut, cred că acum 2 săptămâni, 3, mai țin minte, când a mers o delegație la domnul primar, însoțiți mai mulți profesori de informatică și cu doamna director și cu un reprezentant al părinților și am explicat domnului primar situația în care ne aflăm. Păzărat că e important pentru elevi să schimb toată baza de calcul. Le-am cerut specialiștilor din domeniul șefei catedrei de informatică să ne spună tipul de calculator pe care îl dorește și același tip de calculator pe care l-a dorit din ei. Deci același, am cumpărat aceste 32 de calculatoare. În 2018, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea a fost nominalizat de Ministerul Educației să facă parte dintr-un program care sprijinea înființarea 60 de centre de excelență în informatică în întreaga țară. Programul ar fi trebuit să se deruleze în parteneriat cu Guvernul Japoniei, însă nu a fost finalizat, deși cadrele didactice au primit atunci promisiunea că laboratorul de informatică va fi dotat cu 25 de calculatoare performante și o tablă interactivă. Proiectul nu s-a blocat la noi, noi am candidat la nivel de județ, am fost selectați, chiar am făcut o aplicație, un portofoliu, ne-am străduit atunci, am fost selectați la nivel de județ, am înțeles că inspectoratul a transmis mai departe către minister și acolo s-a înghețat tot. Elevii de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân învață online în acest moment din cauza epidemiei de coronavirus. Potrivit conducerii liceului, aceștia vor reveni în bănci peste câteva zile și vor avea acces și la noile achiziții.